Vă salut! Am aici pe masă o nouă victimă făcută de prietenul meu, Danu, băiatul cu drujba chinezească căreia i-a rupt prezoanele astea. Dacă ați urmărit clipurile mele, sigur știți despre ce vorbesc. Și a mai cumpărat o drujbă chinezească, la fel ca a mea, Blade Alpin. 220 de lei a dat pe ea. Și a venit cu ea la mine acum într-o zi că nu-i mai pornește. Am încercat să o pornesc. Inițial am crezut că e carburatorul înfundat. Pentru că uitați ce mizerie face drujba chinezească. Vedeți acolo ce e și în cilindru. Și am încercat, i-am pus benzină în cilindru, am tras la sfoară și nu a vrut să pornească. Nu i-am pus benzină în cilindru prima dată, i-am pus aici. Și de aici trebuia să se ducă în cilindru. Nu a dat niciun semn de pornire. Așa că am mers și am scos bujia să vedem dacă am scânteie. Și vedeți bujia cum este. Da? Electrodul. Electrozii între ei sunt lipiți. Și ăsta e, nu se vede bine la telefon, să vedem dacă focalizează. Nu vrea să focalizeze. Vedeți cum e de pilit? Așa a înțeles el să-l curețe, să-l pilească cu pila pe deasupra până când l-a subțiat. Acum, bănuiala mea este că electrozii ăștia doi, dacă au stat lipiți unul de altul, au făcut scurs și au ars bobina, sau bobina s-a ars dinainte și el a încercat să curețe bujia până când a zăpăcit-o, pentru că i-am pus bujie de la drujba mea chinezească, de la sora ei. Vedeți cum e de maronie? Asta înseamnă că motorul lucrează bine și amestecul e bun și drujba merge bine. I-am pus bujia, am tras la sfoară și niciun fel de scânteie. Nu o să pot să vă arăt pentru că nu mai pot să mai filmez. Deci nu dă niciun fel de scânteie. Ceea ce mă face pe mine să cred că bobina de inducție este arsă. Pentru că dacă aveam scânteie, atunci cauza pentru care nu pornește ar fi fost carburatorul înfundat sau lipsa compresiei. De moment ce nu avem scânteie, nu are rost să umblu nici la carburator, nici la compresie. Pentru că buba e aici la bobină. Deci a distrus-o el și pasta, apropiind acești doi electrozi și scurt circuitând bobina. Fie bobina a cedat pur și simplu și el a lucrat aici, neștiind că dacă apropii electrozii ăștia doi, nu mai ai scânteie și atunci drujba nu o să mai pornească. Așa că distrugătorul de drujbe a mai făcut încă o victimă, drujba chinezească. Ați văzut-o într-un clip de-al meu pe YouTube când funcționa. Am pus eu un clip acolo cum să nu lucrez cu o drujbă. Dacă ați văzut, știți despre ce vorba. Asta e drujba, deci drujba mergea, a fost nou. Da, a ajuns pe mâinile care nu trebuie. Acum depinde de el, dacă vrea să-i cumpere o aprindere, să-i punem altă aprindere și să vedem dacă merge. Dacă vrea să facă treaba asta, o să mai fac un clip și când îi schimb aprinderea, dacă nu, o adaugă la colecția lui de drujbe distruse. Vă salut și numai bine!